Grupul media Hunedoara 1 TV și Hunedoara Liberă.ro a solicitat o serie de informații oficiale pe tema pierderilor de apă pe rețea în baza legii privind accesul la informațiile de interes public. La sfârșitul anului trecut, consilierii județeni au aprobat, fără prea multe comentarii, pierderile de apă prezentate de operatorii de apă și canalizare Seceapa Prodes Adeva și Seceapa Serv Petroșani. Printr-o adresă oficială transmisă Consiliului Județean Hunedoara în baza legii 544 din 2001, privind liberul acces la informații de interes public, jurnaliștii grupului media au solicitat date exacte privind pierderile celor doi operatori de apă și canalizare din județ, nu doar în procente, ci și în cantitățile de apă contorizate în metri cubi. Vă reamintim că numai anul trecut Seceapa Prodes Adeva a majorat prețurile de 4 ori, iar ultima majorare a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2023. Consumatorii casnici vor plăti 7,34 de lei metru cub de apă și 4,99 de lei metru cub pentru canalizare epurare.